Doamne ajută, Doamne ajută! Bine ne-am reîntâlnit, bă, dar ce-mi faceți? Ce? Mi-a picat, am tras la sorți temele pentru asta și mi-a picat postul la român și puneți chestii de-asta pe masă. Păi da, e butat. Butaforie. Eu nu mă pot abține și cred că sunt mulți dintre voi și rog prin aplauze să spună cine mănâncă pe furiș în post. Eram sigur. Pe furiș. Nu e bine, Dumnezeu te vede. Ce știți voi că nu trebuie să faceți în post? În post nu trebuie să faci nimic. Să dormi. Să stai așa. Cel mai safe ești, ca să nu greșești, să faci cât mai puține lucruri. Dumnezeu află. Află dacă ai mâncat de dulce în post. 400 de mătănii, 300 de tracțiuni la cruce. Sau mai știu eu cum te pedepsește Dumnezeu. Dar voi țineți post vreo dintre voi? Eu n-am putut să țin niciodată. Eu țin postez pe Instagram. Asta e post. Te trăznește Dumnezeu. Auzi expresie, te trăznește Dumnezeu. Dar Dumnezeu e bun și milostiv. Cum? Ați văzut că toate bisericile au paratrăznet? Da. De ce? Cine l-a pus acolo? Popii? De ce? Să nu-i trăznească. Pe Dumnezeu își trăznește propria lui casă. Cine intră în biserică? Avampost, nu casă. În biserică intră păcătoșii. Dumnezeu îi prinde și îi trăznește. Ce-au ajuns bisericile capcane pentru păcătoși? Dar e și o problemă de logică. Dumnezeu a dat niște legi, cele 10 legi, da? Cele 10 porunci. Să nu râvnești la femeia altuia. Deci să râvnești e un păcat. Eu dacă vreau să mă culc cu femeia aia, nu e un păcat, să nu râvnești la ea. Nu râvnești, Doamne, nasoală, știrbă, eu tot așa, în scârbă, nu am nicio treabă. Toate cele 10 legi sunt interpretabile. Ce ar face Dumnezeu? Ar da o de-asta de urgență? Derogare. Așa? Ordonanță! Să modifice toate cele 10 legi. Păi uite, zice așa, să nu furi. Ok, dacă iau banii din seif și îi mut în altă parte unde el nu știe, am furat, nu, am mutat. Dacă eu îl șantajez, bă, ori îmi dai bani, o ți arăt aici în poze unde erai cu Mihaela Rădulescu, ce fac, îl șantajez, îmi dă banii sau se laudă cu poza cu cine a fost el? Da, îl pui să aleagă. Să nu minți. Pe ce ar fi viața noastră fără minciună, oameni buni? Ce ar fi viața fără film, fără teatru, fără cărți, fără muzică? Cum ar fi? Să spui numai adevărul așa ca idiotul tot timpul. Bordea ți-a luat la nevastă, ce fraier ești. Nu. Să revenim la tema noastră, la post. Postul Crăciunului, postul Paștelui. Postul este despre detoxifiere. 40 de zile, nu mănânci carne, te detoxifi. Ca și cum ai umblat 40 de zile cu Monica Tatoiu, că te așteaptă Taylor Swift. Să te îndopi după Crăciun. Dar n-ai voie. Nu, pleacă Taylor de aici, 40 de zile am prietenă, lasă-mă în pace, nu? Că te blesteamă babele, din babele și te blesteamă. 40 de zile fără carne. Zi de zi te duci și dai porcului mâncare. Ia, mănâncă, guiții mătii. Mănâncă tu. Mai ai 37 de zile, fraiere. Deja cu o carioca imaginară îl faci așa. Cotlete, fripturici, costiță, ciolan, șoric, îi cânți. Îi marchezonele. Să facem din pielea lui, dom, dom, să înălțăm șoric mândru domnului, dom, dom, să înălțăm. A trecut postul Crăciunului, mănânci ce mănânci? Postul Paștelui. Te duci la miel, mănâncă gâții, mânti, mănâncă fraiere, bagă în tine că mai 37 de zile. Da, acum e cu gâții, nu-i cu guiții. Deja îl vezi stufat, îl vezi friptură. Eu sunt ofticat puțin. Vegetarienii de ce nu postesc? Băi, 40 de zile să bage carne în ei. Să fie postul pe invers. Hai, nu? Mănâncă. Invers, da, exact, bravo, da. Păi cum te lasă, mă, 40 de zile fără iarbă? Ce-i face 40 de zile fără iarbă? Nu știu. Nu știu. Eu nici nu știu ce trebuie să eviți în post. Ce să nu mănânci? Ouă, prăjituri, carne. Lapte, carne, brânză, alcool. Dar nici nu-mi bat capul. Mi-am făcut o casă frumoasă cu inteligență artificială. Îi zic, Siri, gătește de post, îmi gătește ea de post, n-am nicio treabă. Eu n-am avut bani de o inteligență artificială de originală. Mi-am luat inteligența artificială oltenească. Și am multe probleme cu ea.
Intru în casa, nici n-apuc să dau comanda. Unde fusești, mă, firar mătadă? De vețivă, pune umbla. Și nu intra încălțat, șterg după tine toată ziua pe aici. E femeie, mă. E oltean. Du-te și spală-te pe mâini, nu mă botănesc tu pe mine cu degetele, de dai în păcănele găsire. Ar dracii de păcănele să le găsesc, că le iubești mai mult decât pe mine. Eu nu mai pot. Mai am momente când intru în casă, o stric, Siri, nimic. Aud cât un... Siri, unde ești, fă? Aici, lângă frigider. Mă duc jos. Nu mai pot, sunt obosită, mă dor toate circuitele. Toată ziua aprinde lumina, stinge lumina, aprinde revizorul. Nu mai pot. Ce defecte sunt și câtă treabă mai am. Nu mai pot. Hai mă, Siri, nu fi așa, mă. Uite, hai să ne simțim bine, pune și tu niște muzică. Atunci am aflat că maică-mea e DJ. Să pună măta muzică, eu nu pun muzică, mai bine mă sinucid în priză. Și așa a pățit. De asta vă spun, eu nu pot să mă abțin în post. Ce aici iau la pachet. Eu nu mănânc de față cu oamenii care sunt în post. Adevărat. Eu nu înjur în post. Eu le doresc tuturor numai bine în post. Eu gândesc frumos în post.